Părinții promoții, Stunu Vasile, Gaidău Maria, Ieșanu Tamara. Haideți să-i aplaudăm! Să încurajăm cu aplauze liceul teoretic Alică Rousseau, Victor Doamna Botnaru Vera. Modoul liceului, orice școală se mândrește nu cu numărul, ci cu bunul nume al elevilor săi. Un liceu care promovează atât tradiția cât și modernizarea. Diriginți Nastas Luba, Pascar Tatiana. Salutăm absolvenții liceului teoretic Sireț. Liceului, educația e cultura caracterului, iar cultura e educația minții. Diriginții promoției, Iermurachi Nina. Salutăm absolvenții liceului teoretic Mihai Eminescu Ostrășeni. Director, doamna Svetlana Ciobanu. Motoul liceului, educația este cea mai puternică armă pe care o poți folosi pentru a schimba lumea. Diriginții Miron Elena, Pavlenco Natalia și Boaghe Serafima. Salutăm absolvenții liceului teoretic Nicolae Necrasov, Strășeni. Director doamna Tatiana David. Motoul liceului, fiecare copil pe care îl instruim este un om pe care îl câștigăm. Diriginte Armane Caterina. Salutăm absolvenții liceului teoretic Romanești. Motoul liceului, educația este crearea metodică a obișnuinței de a gândi. Diriginții promoției, Derbitski Nina. Salutăm absolvenții liceului teoretic Universul, Scoren, director doamna Maria Vinitski. Director doamna Lozovanu Silvia. Și salutăm absolvenții liceului teoretic Zubrești. Director doamna Olga Iachimciuc. Gălușcă Victoria. Haideți să-i aplaudăm.
încerc pe măsură și sper că toate așteptările se vor realiza. Suntem toți frumoși, cu inima deschisă, optimiști, dar totuși un pic critici, deoarece o perioadă frumoasă a vieții noastre, adolescența, a luat sfârșit și pășim în lume cu noi forțe, noi uși, noi orizonturi, noi perspective. Aș spune că a fost ceva foarte intens. M-am pregătit așa. Unele fete, cred că dimineața s-au dus la vapor, la manicur, la mine așa, mai lejer, un pic simplu, frumos, fără mari aberații. Așa. După ceremonie, sper să mai stau cu prietenii, să petrecem, să mai facem câteva fotografii pentru o amintire, să le avem fiecare. O să avem o petrecere frumoasă în această seară. Această seară deosebită poartă alura de tristețe și nostalgie anilor care au trecut, dar și rezultatele, momentele de care vă veți aminti cu atâta drag. Astăzi, împreună cu voi, vom grava istoria promoției voastre în sufletele celor prezenți. Dragii noștri absolvenți, stimați profesori, părinți, oaspeți și invitați, noi vă spunem bună seara! Nimic nu trece mai repede ca anii, copiii timpului. Mă gândeam la cât de incoerent părea să treacă timpul în anii de liceu, cu imagini care fiecare secundă era plină de înțeles, iar cu fiecare clipă descoperam lucruri noi. Se spune că în școală înveți o lecție, după care dai un test, iar în viață dai un test, în urma căruia trebuie să înveți o lecție. Astăzi, dragi absolvenți, este ultima voastră lecție în calitate de și în mai puțin de 2 ore, sunetul acelor ceasornicului vor simboliza încheierea unui capitol din viața voastră și deschiderea porților spre noi și noi orizontul. Deci, împreună cu voi, vă invităm să dăm startul acestei minunate seri, bineînțeles, prin intonarea imnului Republicii Moldova, dar și a imnului Raionului Strășinului. Mai întâi de toate, vreau să vin în fața dumneavoastră de a mulțumi pe dragii și scumpii noștri profesori, care pe parcurs de anilor ne-a dus aici în sală alături de noi acești dragi tineri, care, prin urmare, acolo unde se vor afla de acum înainte, cred că ne va duce faima Aragonului, cu nume numai de bine. Stimați profesori, în acest context, mai întâi de toate, vreau să vă felicit cu această sărbătoare de amploare, absolventul 2015, să aveți parte de noroc, bucurie, multă sănătate, prosperitate și noi realizări. Să aveți mare încredere ziua de mâine, că dumneavoastră sunteți acei care știți arăta, știți adică și toate barierele cu care ne confruntăm. Dragi părinți, vreau să vă felicit și pe dumneavoastră cu bucuria care o împărtășiți astăzi alături de copiii dumneavoastră. Totodată vreau să vă felicit și pe mine că aici în fața dumneavoastră sunt și în calitate de părinte. Sper că dragii noștri tineri, dragii noștri copii, nu o să ne dea de gol și mereu o să ne mândrim de ei. Și noi, la rândul nostru, am depus efort, suflet, să le acordăm cele necesare ca astăzi, la această sărbătoare, să fie și ei plini de bucurie. Dragi absolvenți, pentru voi vreau să vă spun un lucru. De acum înainte, voi veți pleca în lume, pentru a vă face o facultate, dar să știți un lucru, că
De acum, în mare parte, voi sunteți acei care veți decide problemele dumneavoastră care veți confrunta. Totodată, să știți că în școala unde ați învățat, direcția de învățământ, Consiliul Raional, va fi ca sprijin acolo unde voi veți confrunta problemele și nu le putea depăși de unii singuri. Vreau să vă doresc și dumneavoastră mult noroc în continuare. Fericire, bucurie și mari, mari succese în continuare. Vă mulțumesc și încă o dată fericire, dragii mei. Stimați părinți, stimați pedagogi, dragi absolvenți, iată-ne ajunși la tradiționala sărbătoare Banul Absolvenților. Și eu vă îndemn să ne bucurăm, așa cum spun cuvintele cântecului Gaudeamus Igitur, să vă bucurați că sunteți tineri, voi, acei care ați ieșit acum din băncile școlii, și să ne bucurăm acei mai puțini tineri, noi, dar care mergem și avem aceleași aspirații spre viața de mâine. Eu vreau să mă adresez absolvenților noștri, să le spun că în societatea noastră aveți posibilități nelimitate de dezvoltare. În școală ați căpătat niște cunoștințe, niște abilități, niște competențe pe care vi le-au cultivat dascălii voștri, profesorii, cadrele didactice. În viață veți merge cu implementarea acestor cunoștințe și abilități, dar mai mult ca atât, voi trebuie să știți, să vă spuneți întotdeauna punctul vostru de vedere, să vă apărați punctul vostru de vedere și să credeți în ceea ce spuneți și în ceea ce gândiți. Voi sunteți aici deja cu niște rezultate. Din moment ce sunteți în sala aceasta, înseamnă că ați trecut un curs de 12 ani de liceu și ați venit deja cu niște succese în fața părinților. Mă gândesc acum la părinții voștri, care probabil sunt foarte mândri de voi, dar totodată sunt cuprinși și de o neliniște. Oare ce veți face mai departe? Oare cum o să reușiți mai departe? Străduiți-vă, dragile, să nu dezamăgiți așteptările părinților, dar și a profesorilor voștri, a cadrelor didactice. Pentru că atât părinții, cât și cadrele didactice au pus în voi tot ce au avut mai bun. Inteligența, cultura, bunăstarea. În școală vi s-au oferit condiții de a fi deschiși pentru societate. Și vrem să vă dorim, acolo unde o să vă duceți, să luați maximal, dar să rămâneți în țara noastră pentru a fi acei care o să construiți un viitor european în țara noastră, acolo unde voi o să vreți să trăiți și acolo unde să fie bine de trăit. Felicitări, dragi elevi, felicitări, dragi părinți și mulțumiri mari tuturor profesorilor. Elevii cu cele mai înalte rezultate la învățătură, pentru ca să-i vedeți și dumneavoastră și pentru a le mâna diploma de excelență din partea Direcției Învățământ și medalia de excelență. Se conferă medalia pentru excelență academică, elevii Buzurnă Diana. Yeah.
sunt admiși la Facultatea de Istorie și Filozofie a Universității de Stat Chișinău, fără taxă de admitere, în bază de buget. Aceștia sunt Buzurne Diana, o barieră în care de cealaltă parte o să întâlniți deloc lucruri ușoare, acolo o să întâlniți oameni deloc prietenoși, o să întâlniți multe impedimente, necesități financiare, crize economice, crize intelectuale, de tot ce o să întâlniți. Dar prin toate acestea o să puteți să treceți cu armura cea cu care a pus-o în jurul vostru de-a lungul ăstor ani, părinții dumneavoastră, cu ajutorul dascălilor. Vreau pe această cale să mulțumesc profesorilor, pentru că în Raionul Sreșeni, și am pretenție să spun că sunt cei mai înțelepți, cei mai frumoși și cei mai buni profesori din țară. Stimați prieteni, știu că după discursurile, după partea oficială, care este și una foarte importantă de altfel, vor urma niște revelații muzicale. Nu vreau să țin prea mult monopolizat microfonul, însă știm că astăzi mai toți sunt procesul tehnico-științific prin care trecem. Toți avem necesități vitale de a avea acces oriunde în lume, pentru asta avem nevoie de chestiuri din astea care ne ajută. Eu am un cadou care cred că fiecare dumneavoastră are acasă, dar poate dacă cineva nu are sau dacă este necesitatea la fiecare, am ales un tânăr care este de altfel unul dintre eminenții dumneavoastră, care cred că astăzi are necesitate mai mare într-un laptop care cel puțin o să-i ajute să comunice mai mult dumneavoastră și de asemenea o să-i ajute ca să tot mai mult și mai mult să profundeze în științe care urmează să le obțină de-a lungul următorilor 4 ani. Vorbesc despre un elev care se numește Captain Ion. Nu toată o dată, așa, măcar 3-4 de ani, vă mulțumesc.
estimații mei, ca să cunoașteți în aceste privilegiuri, toți sunt, cred eu, niște ajutoare financiare care, să zic, doamna Emilia Certan și eu și toată echipa de la Consiliul Reunal, am găsit și cheie la agenții economici ca să vină și cu puțin sprijin. Mic suport financiar pentru o care mai luminoasă. Și le mulțumesc tuturor celor care, într-adevăr, au venit cu sprijinul pe care l-a făcut și sper că la anul s-a dat pe mult mai mulți. Și așa, Adam Maria. Așa, Adam Maria, se invită de la Liceul Teoretic Ion Dragă în Mic Meușeni. Topan Daniela. Ion Inculeț, Bornicen. Vă rugăm mai câteva apropiat în noi. Abraham Natalia. Liceul Teoretic. Să ne vedem la următoarea mea rețetă.
Now that I'm seeing you next to two, my team's ashamed. I don't know what to do. I'm turning to you, but I'm always right. Oh, why am I so shy? Down.
ce să lăsă cu profesorii să cei ai bătea mă lăsa o zonă. Am învățat să revin o dată, închise speranța mea. Sănătate, petrecere frumoasă pe astă seară și de ce nu să încingem o horă.